bradul de Crăciun, acest frumos obiect ornamental, oare știm când a apărut, de ce și ce rol are și ce semnificație? Are. Are. În afară de bucuria asta, feria luminițelor și așa mai departe, are și o istorie? Da, are o istorie. Nu știu dacă știați sau nu, primul brad împodobit de Crăciun în România a fost împodobit în anul 1866 la curtea regelui Carol I. Și practic a fost o, nu neapărat o invenție, ci a fost adus din Occident. Boierii români au fost cei care au achesat la această idee. În anul 1500 și ceva, în Letonia, a fost împodobit primul brad de Crăciun. Dar uitați de ce a ajuns atât de târziu în România și mai ales de ce a ajuns atât de târziu în satul românesc. Pentru că în concepția și tradiția țăranului nostru, bradul, ca și pom, era asociat ca pom al morții. Bradul știm că se folosește în ritualul... Coroane. Da, și este vorba de bradul în ritualul funerar. Dacă moare un tânăr necăsătorit, feciorii ceilalți din ceata lui merg în pădure și iau un brad. Și este pus, în fine, simbolic la el la mormânt. Ideea este că în cultura și tradiția românilor, stejarul era acel copac care reprezenta, știu eu, viața veșnică, renașterea. Însă, în țările nordice, unde a apărut bradul împodobit, acolo bradul era singurul copac verde. Au început să-l împodobească, mai apoi a venit puțin înspre est, l-au luat și germanii, și germanii sunt primii care l-au împodobit cu beteală de aur și argint. Mai apoi a venit și la noi, după 1866, iar în satele românești, undeva după 1920-1950, și trebuie să menționăm faptul că în Maramureș, pomul de Crăciun era confecționat total altfel. Nici nu vă închipuiți cum, și eu am descoperit și am fost foarte mirată și uimită, oamenii, țăranii, luau și puneau boabe de fasole pe ață, le înșireau sau inclusiv floricele de porumb, acel popcorn pe care le știm noi astăzi, împodoveau cu un pic de beteală ce mai aveau ei mai rustic și mai rudimentar și chiar cu niște hârtie creponată îl făceau sub formă de triunghi sau alte forme similare și îl agățau undeva, poate chiar la lampă sau undeva sus în casă. Și aceea era bucuria copiilor de acum 50-100 de ani din Maramureș și Sălaj.